Salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Am ajuns în a treia zi de antrenament și ultima zi înainte de concursul de mâine de street fishing de pe râul Dâmbovița. Azi nu mi-am propus să pescuiesc într-un anumit loc, am să iau așa random câteva locuri, vedem ce se întâmplă, iar la final am să trag niște concluzii. Nu uitați, dacă vă plac postările mele, like la acest material și subscribe la canalul meu de YouTube. Numai bine, haideți să pescuim! În seara asta voi începe să pescuiesc în zona Sema. E primul tronson imediat după ce curge apa din lacul Mori. Biban. Cred că are 15 cm. Am să încerc un spinner tail acum. Am văzut multe atacuri în suprafață. Mă gândesc că poate ori fi activi între ape. Am să încerc și așa. Asta e mai frumușel. Ia uite-l. Oho, frumos biban. Frumos, frumos. Ia uite-l. Asta e bun de concurs. Să le eliberez. Am luat. Drăguț și ăsta. Bun. Ia uite. Bravo. Doi. Hai. Bun și ăsta de concurs. Frumos. Le eliberăm. Oh, frumușelul. Biban corect, cum se spune. Frumos. A, nu pot să cobor aici, a? E prea... Ba, eu, nu, eu cred că mergem să cobori. Ah, frumos. Am pensat la frumos. Mână. Da. Ah. Frumos, frumos. Bravo, domnule, felicitări. O să-i dăm drumul, dar vreau să fac și o poză. Da. Să vă întrebam așa că... Felicitări. Ia. Yeah.
Lanterna. Mamă, cât s-a pus. Ce uităm pe ce gol? Da, 3 cm. Da, da. De drum, de drum. Da. Interice. Uite ce bine. Hmm? Dă-i, fă-i poză, lui domnul. Stai, păi ia să-l ia mână. Da. Păi, faceți voi, că eu am mâinile... Ia, fă-i tu. Întoarce, întoarce camera. Da. Uite, da, roagând ăsta mâine seară, ești în cărți. 1, 2. Hai să nu ne calicim. Nu, țineți-l așa, țineți-l așa, ca să se vadă mai frumos. Frumos. Felicitări, domnule. Mulțumesc. E prima dată când privești. Felicitări. Felicitările noastre. Păi trebuie să-l pupați acum și să-i dați drumul. Gata. Așa, bravo. Frumos. Bravo. Gata. Și acum avion, ușor. Așa, bravo. Frumos. Vezi dacă te prostești cu drop shot aia. Ia, ce e asta? Somn african. Dă-te în spanac. Ia uite ce, mamă, ăsta e păstrăv. Ia. Arată, să văd. Mamă, ce păstrăv african. Pune lângă tine să se vadă mai bine. Mamă, ce păstrăv, frate. Un biban, cred. Ia, mă. Bibanus. Oho. Un biban frumos, ia uite ce, ăsta e subțire și lung, tot ce trebuie pentru concurs. Ia uite, are 20 și ceva. Fix rețeta pe 20 și ceva, frumos, bravo. Oh, ce ciocan mi-a dat, e frumos ăsta, fii atent. Ia uite-l. Som. Nu e biban. Ia uite-l. Mamă, ce ciocan mi-a dat ăsta, frate. Ăsta, da, biban. Ia uite. Deci se dovedește a fi bună zona. Trebuie să plecăm. Gata, le liberăm biban frumos. Bun. A, uite, l-am luat, dar e mic. Da, e pește. A, nu e așa mic. Da, e un 19. Da, e trecut de 15. E trecut de 15, e bun. Frumos. L-am luat. O, e mare. Puntabil. Da, e... Puntabil. 18-19. Are. Frumos. Păstrăv. Bă, du-te, bă, de aici, bă. E că un păstrăv. Bă, du-te, bă, tu ești cu păstrăvii. Am plecat din zona Sema. Nu are rost să insist prea mult, este un loc bun, peștele activ și chiar bucăți mari, frumoase. Mă îndrept către alt loc acum, să vedem ce se întâmplă. Am ajuns în zona la operă, încerc să pescuiesc aici lângă pod. Uite.
Bă, știi cum e? Cine știe mai prinde câte un pește. Ce nu legat. E mic, mare pește. Ia uite-l. Mă, treaba vă spun eu. Cine e deștept acolo? Dragilor, asta a fost partida de azi. După cum ați văzut, zona de la Sema Park e o zonă foarte bună. Am încercat și azi la aici la operă, dar nu am reușit să prind cine știe ce. Sunt bibanii mici aici, în comparație cu cei de la Sema. Dacă aș putea, cu siguranță, mâine la concurs, m-aș duce în sectorul din zona Sema Park. Spun dacă aș putea, pentru că regulamentul concursului prevede că voi avea un partener. Dacă partenerul alege primul zona și nu este de acord să mergem în zona Sema, va fi o problemă mâine, pentru că este greu de crezut că în altă zonă aș putea să fac 10 pești frumoși, mari, cu care să am șanse la top 10 măcar. Să nu fiu prea optimist și să spun un podium. Dar să sperăm că astrele se vor alinia și voi avea noroc de un partener cu care să mă înțeleg și să mergem în zona Sema. Vedem mâine ce se întâmplă la concurs. Vă urez o seară bună și nu uitați like și subscribe la canalul meu de YouTube. Numai bine! Ciao!